n-am pământul, să știe și pământul, măi, li, 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 și na, na, na. Ce bucată-i urâtul, măi, li, 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 și na, na, na. Să știe și pajiștea, măi, li, 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 și na, na, na. Cum se poartă dragostea, măi, li, 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 și na, na, na. Da, buta, mama, ar pre multo, da, buta, mama, ar pre multo. N-a știut să mi-l ascundu, n-a știut să mi-l ascundu. Nu l-am ascuns pe bine, li, 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 și na, na, na. Și să ține tă de mine, li, 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 și na, na, na. Că nu l-am ascuns pe bine, li, 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 și na, na, na. Și să ține tă de mine, li, 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 și na, na, na. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit, dragi spectatori și dragi telespectatori! Ce seară frumoasă, ce seară minunată, închinată cuvântului, închinată cântecului, închinată frumuseții artiștilor noștri valoroși. O seară culturală din toate punctele de vedere, pentru că ne-a adus împreună o mare doamnă, un om care de-a lungul carierei sale nu a făcut niciodată vreun compromis. Și când spun asta, mă refer la relația sa cu cântecul, cântecul tradițional. O relație pură, o relație sinceră, o relație de sprijin reciproc, o relație în care tot timpul s-a dorit mai bună pentru el, pentru cântec. Iar cântecul a urmat-o, așa cum ați urmat-o și dumneavoastră, ani de zile de carieră, și astăzi suntem aici să-i spunem la mulți ani și să onorăm această carieră întinsă pe 10 de ani de cântec. Îi mulțumim pentru că astă seară suntem împreună într-un proiect pe care vă rog să-mi permiteți să vi-l definesc astăzi ca o întâlnire emoționantă pentru noi, cei care suntem în scenă, și sunt sigură și pentru dumneavoastră. Va fi multă emoție, vor fi lacrimi, vor fi întâlniri între prieteni, vor fi până la urmă momente document pe care le vom păstra în arhiva televiziunii române și în arhiva personală a sufletelor noastre. Un eveniment organizat de Consiliul Județean Bihor, vă rog să aplaudăm pentru că merită cei care au sprijinit realizarea proiectului, Centrul de Cultură al Județului Bihor, partener Teatrul Regina Maria, Teatrul Scligeti, și vă rog să-mi permiteți să salut încă de la început prezența aici a Orchestrei Rapsodia Bihoreană, dirijor profesor Liviu Buțiu. Bună seara, domnilor, mă bucur să vă revăd, să ne revedem și vă doresc succes în această seară. Și dacă suntem într-un spațiu atât de frumos, arătați atât de frumos aici, în acest teatru splendid, nu era un loc mai potrivit, repet, pentru o doamnă care prin simpla apariție a creat în jurul său o lume. E foarte rar ceea ce oferă artiști de talia ei. Și tocmai de aceea sper ca și noi astăzi să ne ridicăm cu toții la înălțimea frumuseții ei interioare și exterioare. Doamnelor și domnilor, Florica Bradu! A început frumos seara asta. Bună seara, Florica. Bună seara și bine ai venit, Iuliana. Bine ați venit dumneavoastră în lumea pe care încercați să ne oferiți încă o dată. Și e o seară despre Florica Bradu, cu Florica Bradu. Și spuneam ce bucurie să putem onora mari artiști cât sunt în viață. Ce simte Florica Bradu în această seară, după anii săi de carieră frumoși? Simt atâta emoție, Iuliana, și nu doar astăzi. De două luni sau de când e planificat acest eveniment, simt o mare bucurie și o onoare că aici, la noi, acasă, sunt sărbătorită pentru întreaga mea activitate. O meritați! Da.
Mi-am planificat de acasă, că eu sunt un om puternic și vertical și nu sunt plângăcioasă, dar ziua de astăzi este așa de măreață și, cum să spun, am știut că mă iubiți, dar n-am știut cât. Vreau să vă spun că și eu vă iubesc și toată cariera mea am ținut cont de publicul, onoratul juriu al celor care cântă pe scenă și v-am respectat și v-am adus cu toată ființa mea și conștiința mea artistică ce are Bihorul mai frumos. Și așa și rămâne, Florica Bradu, lioara Bihorului nostru al românilor. Da, vreau să spun, cântecul Lioara se cântă peste tot, până și în Japonia. Minunat, minunat. Este vorbim de fapt despre o capodoperă a folclorului muzical extraordinar românesc, pe care dumneavoastră ne-ați oferit-o. Și astă seară am provocat-o pe Florica Bradu să ne readucă așa frânturi din piesele sale, trăite și simțite și create de-a lungul atâtor ani de carieră. Vom începe ascultându-vă în această seară și povești multe se vor lăsa aici, în acest spațiu. Florica Bradu! Mulțumesc frumos! Așa de mult m-am pregătit pentru acest spectacol și așa de supărat am fost că m-a lovit un pic de răceală, dar mă străduiesc să o scoatem la capăt cu bine. Opa, să-și părtă pana, na 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 na.
așa avea brațe mari, v-aș îmbrățișa pe toți. Așa vă îmbrățișez cu cele mai frumoase gânduri ale mele și mulțumiri. Mulțumim! Ne vom întâlni cu Florica Bradu pe parcursul acestei seri, alături de prietenii săi, alături de colegi de breaslă și totul spre bucuria dumneavoastră, a celor aflați aici și a celor aflați în fața micului ecran. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că iată celebrăm o carieră importantă, o carieră îndelungată, am să trec în revistă câteva momente importante. Florica Bradu s-a născut la Șicula, județul Arad, într-o familie de țărani, Avram și Sofia. Prima piesă pe care a auzit-o și care i-a creat legătura cu cântecul tradițional, a fost Drăguț Car cu patru boi. A auzit-o cântată de tatăl său. Copil fiind, își dorea să aibă propriul studio, astfel încât muzica ei să se audă peste tot în sat. A ales cel mai înalt pom din ogradă, un păr. În fiecare zi, la ora 12, fie primăvară, toamnă, vară sau iarnă, ea avea emisiune. Cânta cât o țineau plămânii. Pentru cine? Publicul din sat, bătrânii care veneau de la munci, la ora 12. O femeie îi spune mamei, ce frumos cântă Florica. De unde știi? Păi cum nu știi? Are emisiune, în păr. Într-o zi, mama apare lângă copac și întrerupe desigur emisiunea. Îi strigă simplu, dă-te jos! Urmează liceul la Arad. Într-un spectacol este remarcată de cei de la ansamblul Ciocârlia și chemată la un concurs pentru postul de solist vocal. Tatăl însă refuză acest lucru, spunându-i că trebuie să-și urmeze școala. Se prezintă totuși la concurs, unde îl cunoaște pe marele dirijor George Vancu. Acesta o invită la înregistrări la Radiodifuziunea Română. A fost un moment important pentru începutul carierei sale. Îl întâlnește apoi pe marele folclorist Ion Bradu, cel care avea să-i devină mai târziu socru. Familia Bradu, spune chiar domnia sa, a avut un rol definitoriu în devenirea sa ca artist și intelectual deopotrivă. Casa familiei Bradu mi-a plăcut foarte mult, cum ne-a mărturisit doamna Bradu, spune așa, a devenit un laborator de folclor în care lucrau un folclorist și o studentă la filologie. Florica Bradu este absolventă a Facultății de Filologie din cadrul Universității din Oradea, lucru care a ajutat-o în mod categoric atunci când, în primul rând, a avut de ales repertoriul și textele. Florica Bradu ne-a oferit cântece, dar și cuvânt cu totul special, cuvânt cu sens, așa cum a știut să descopere, citind culegeri, parcurgând și cercetând, de fapt, folclorul zonei pe care o reprezintă, Bihorul. În 1967 reprezintă regiunea Crișana în cadrul concursului TVR, Dialog la distanță, acolo unde obține foarte multe note de 10, ridică foarte mult punctajul acestei zone. Publicul a fost fascinat dintotdeauna și începând de atunci de cântecul, spuneam, dar și de cuvântul acesteia. A urmat ani de înregistrări audio și video în Olanda, primele dintre înregistrări, dar și la București. Devine astfel un colaborator permanent, valoros și constant al Radiodifuziunii Române și al Televiziunii Române. A colaborat, desigur, cu cele mai mari orchestre ale noastre, ale României. A colaborat cu cei mai mari și valoroși dirijori pe care i-am avut și pe care i-avem. Turnee foarte multe în întreaga lume. Devine Miss Europa Primăvara în Sicilia Agrigento, unde reprezintă România alături de ansamblul folcloric Nuntașii Bihorului. Povestea sa continuă și succes după succes se construiește o personalitate artistică. Obține colierul de argint alături de Junii Sibiului la Dijon, Franța și Cupa de Cristal în Turcia cu ansamblul studențesc din București. În repertoriul său avem astăzi o moștenire de peste 300 de cântece, toate cu o valoare poetică, în primul rând, remarcabilă. Are trei fete, în plan personal, Ioara, Raluca, Adriana, crezul ei este acesta. Scena să fie altarul în care trebuie să ne rugăm frumos prin cântec. Asta ne spune Florica Bradu prin fiecare apariție. Și dacă am deschis spectacolul cu Lioara, în clipele următoare, doamnelor și domnilor, am să invit în scenă grupul care poartă acest nume. Grupul vocal Lioara al Școlii de Arte Francisc Hubic din cadrul Centrului de Cultură al Județului Bihor, coordonator profesor Antonela Ferche Buțiu. Să-i primim cu aplauze și succes! Lumina în fereastră, lai, lai, la, 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 lai.
slăbești Crăciunul. Trăiește-l fără grija prețurilor. Pe 4 și 5 decembrie Kaufland îți oferă 25% reducere la categoria de vin și vin spumant marcă proprie. Aile rezervă să pun lichid 1 litru diverse sortimente la doar 3,99 lei. Și Onda hârtie igienică pachet de 8 role la doar 6,69 lei. Kaufland. Pentru familie e cel mai frumos cadou de sărbători. Farmaciile Dr. Max. Dăruiește! Savurează! LACMI! La Lidl ai pui grill hrănit cu porumb la numai 1,39 lei per 100 de grame, telemea de vacă 400 de grame la doar 8,99 lei și portocale la doar 8,99 lei plasa de 2 kg. E mai mult decât ieftin, e de la Lidl. Sunt mereu atentă la nivelul glicemiei și la vederea mea. Iar eu la sistemul meu nervos periferic. Nici o grijă cu Urimil Glico. Uridină și vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos, acid alfa-lipoic și crom pentru un nivel normal de glucoză în sânge și riboflavină pentru o vedere normală. Ia Urimil Glico. Nivelul glicemiei și sistemul tău nervos periferic sunt pe mâini bune cu Urimil Glico. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Profi găsești o mulțime de oferte. Acum ai clementine la 5,49 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Oamenii obișnuiți fac lumea mai bună în fiecare zi, cu faptele, ideile, puterea lor de a crede că speranța stă în fiecare dintre noi. Eroii neștiuți ai României construiesc, salvează, inspiră, ne învață că minunile se întâmplă mereu când îți deschizi inima pentru cei aflați în suferință. Cunoaște-i pe cei care ajută țara să se schimbe și vezi de Revelion cine merită să fie omul anului. Filmul te ține în formă în nopțile lungi de iarnă. Când tu te lași purta de actor prin lume, îți e cel mai bun prieten. Îți zâmbește și te pregătește pentru vremea de afară. Îți dă lecții de viață. Iarna asta, bucură-te de Cinema Show la Televiziunea Română. Maggie.
Mulțumim, mulțumim, din nou au răsunat aici cântecele Floricăi Bradu. Le mulțumim foarte mult acestor tineri extraordinari. În clipele următoare, doamnelor și domnilor, am să invit în scenă, pentru că Florica Bradu crede foarte tare în generațiile tinere, în artiștii care doresc să fie promotori culturali ai folclorului muzical din România. În clipele următoare, așadar, Andrei Corb și Ciprian Mocan, invitați speciali ai Floricăi Bradu. Hai de când stăt așa-n fost, mă. Hai de când stăt așa-n fost, mă. Ai, li 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 Da, un frumos te drag mi-o fost, mă. Că unde am văzut om frumos, mă. Unde am văzut om frumos, mă. Ai, li 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 li. Am șezut lângă el jos, mă. L-am strâns și l-am sărutat, mă. L-am strâns și l-am sărutat, mă. Hai, li 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 li. De dragoste i-am cântat, mă. Mor ghisară, tare aș vrea să mor ghisară. Hai, li 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 li. Da-ntri zile să-mi viu iară. S-aud lumea ce vorbește, s-aud lumea ce vorbește. Hai, li 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 li. Dar și mândra pe cine iubește. Vă mulțumesc.
Mulțumesc frumos! Astăzi, la zi de sărbătoare, când o sărbătorim pe doamna Florica Bradu, îi urez și eu sănătate și viață lungă. Îi mulțumesc pentru prietenia pe care mi-o oferă de câțiva ani încoace, iar dumneavoastră vă mulțumim în mod deosebit că întotdeauna ne sunteți alături. Mulțumim frumos! Și omul îmbătrânește. Așa-i viața omului, cum-i frunza codrului, mă. Frunza codrului veștejește și omul îmbătrânește. Ei, hai, lume, hai, noi, bai că îmbătrânești, mă. Ei, hai, lume, hai, dacă omul în viață ești, mă. Dumnezeu îți răsplată. Omule, să te gândești că bine faci, bine primești, mă. Că faci bine viața toată, Dumnezeu îți răsplată. Omule, să te gândești că bine faci, bine primești, mă. Ei, hai, lume, hai, ascultă, omule, bine. Ei, hai, lume, hai, tot este că doar e lume. O vorbă de nebătrâni zice că Dumnezeu-ți dă o cruce. La unii crucea-i ușoară, la alții chiatră de moară. O vorbă de nebătrâni zice că Dumnezeu-ți dă o cruce. La unii crucea-i ușoară, la alții chiatră de moară. Am eu spus odată. Ei, hai, lume, hai, după fapte și răsplată. Când mereu mole de lume, nu duci nimic cu tine. Patru scânduri late și o straiță cu păcate. Când mereu mole de lume, nu duci nimic cu tine. Numai patru scânduri late și o straiță cu păcate. Ei, hai, lume, hai, faptele ce le-ai făcut, mă. Petrec până la mormânt, măi. Ei, hai, lume, hai, omule, fă fapte bune. Ei, hai, lume, hai, că ești trecător pe lume. Thank you.
da 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 da. Ești un călător pe lume, la da 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 da. Ochii ai trochii se strânge, la da 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 da. De colingo rămânești mai, la da 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 da. Ești zi și noapte, la da 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 da. În viață să ai de tot, la da 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 da. Omule, nu te gândești, la da 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 da. Că doar o viață trăiești, la da 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 da. Știu omul ce-ar ajunge, la da 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 da. Mult ar suspina și-ar plânge, la da 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 da. Dar puteai și-ar cumpăra, mai e, la da 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 da. Înapoi tinereața, mai e, la da 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 da. Omul din pământ se naște, la da 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 da. În pământ apoi se-ntoarce, la da 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 da. Omule, ești călător, mai e, la da 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 da. În viață trecător, mai e, la da 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 da. Așa e lege pe pământ, mai e, la da 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 da. Să ne ducem toți fără, mai e, la da 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 da. Vă mulțumesc! Mult mă judecă lumea, mă la e la 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 la. Că nu mi-e bună miche, mă e la 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 la. Nu mă judece nimeni, la 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 la. Că nu-i mai bun ca și mine, la 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 la. Judeca-mă Dumnezeu, mă la 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 la. I-am făcut bine o rău, la 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 la. Că dacă mă știu pe lume, la 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 la. Eu n-am făcut eu la nimeni, la 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 la. N-am făcut și nici noi face, la 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 la. Și la lume i-am dat pace, la 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 la. Dar e soțăța pe mine, la 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 la. Fără și n-am bai cu nimeni, la 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 la. La 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 la, m-ai iubit și ți-a fost bine, la 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 la. Dacă-n banii s-au gătat, la 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 la. Cu mine la vânt-o-i dat, măi la 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 la. Că dacă ai suflet mare, la 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 la. Lumea te calcă-n picioare, la 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 la. Fii blăstămată, la 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 la. Că ți-i primia ta plată, la 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 la. Plată de la Dumnezeu, la 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 la. Lumică mai fac cu rău, la 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 la. Plată de la cel de sus, la 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 la. Să-ți fie nume de ajuns, la 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 la. De la Dumnezeu cel mare, la 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 la. Că mai călca în picioare, la 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 la. Mulțumim! Mulțumim și noi! Și să dea Dumnezeu ca tot ceea ce înseamnă drumul artistic al Floricăi Bradu să fie un model pentru toți cei care pășesc timid, dar sigur, pe această cale. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu, Florica Bradu scrie și poezii. Și am convins-o să-mi scrie, am aici scris de mâna domniei sale, o poezie dragă sufletului ei, pe care vă rog să-mi permiteți să vă citesc. Haideți voi, fetele mele, să culegem dintre stele praful de aur curat prin suflete strecurat. Haideți să gustăm în cin bob de strugure din vin,
cu tine, Doamne, să închin, că m-ai împlinit de plin pe partea de cer senin. Că doi merge în mormânt, eu las urme pe pământ, bune ca și pita nouă, ca mărgelele de rouă, ca luceferii din zori, cu nună de trei surori. Un om extrem de talentat și cine știe, poate că vom avea parte de o lansare de volum de poezii semnat Florica Bradu. În clipele următoare, un artist care vine de acolo, de acasă, din Șicula, din prietenie, din respect și prețuire pentru ceea ce înseamnă Florica Bradu. Cornelia Căprariu Roman, Petrică Pașca și Traian Roman împreună aici pentru dumneavoastră. Succes! Acasă, de la Șicula, de casa părintească, de cei dragi ai doamnei Florica Bradu. De la dumnea ei am primit cele mai bune sfaturi. A fost pentru mine ca o mamă iubitoare. Să vă țină Dumnezeu sănătoasă, doamna Florica, că ne trebuiți!
Prariu Roman, Traian Roman și Petrică Pașca. Vă rog să-mi permiteți să vă strâng mâna și să vă mulțumesc pentru ceea ce reprezentați. Țara Zarandului ne-a dat, iată, doamnelor și domnilor, muzicieni extraordinari și mă bucur că astă seară sunteți aici alături de noi. Din toată inima vă mulțumesc. Onoarea este de partea noastră, suntem fericiți că am fost invitați la un asemenea eveniment, pentru că Florica Bradu pentru noi a fost și rămâne un colaborator de nădejde. A fost un izvor de viață, un izvor de voie bună, întotdeauna a știut să ne mobilizeze și să fim așa cum trebuie să fim în scenă. Doamne ajută, vă mulțumim tare mult! Mulțumim, Cornelia!